Elena nu vrea să vadă sub niciun fel interacțiuni între Valentin și Antonia. Tu cum ai reacționat în situația de față? Văzând că un băiat caută băgare de seamă cu mine. Și eu îi dau apă la mare. N-aș fi reacționat. De ce? N-ai fi zis nimic? Cum? N-ai fi zis nimic? Nu. Adică asta zic. Cum ai spus tu, da, vedem lucrurile diferit. Eu nu înțeleg cu ce am dat apă la moară. Tu crezi că Antonia se folosește totuși de ceea ce știe că simțea Valentin pentru ea ca să mai obțină mici favoruri sau mici apropieri, mici validări? Nu știu ce... cum vede ea situația, nu pot să vorbesc din perspectiva ei. Dar tu ce simți? Că i-a lăsat Valentin o portiță totuși Antoniei? Că e simplu să o închizi. Nu, eu nu simt asta, că i-ar fi lăsat o portiță. Eu simt că el este destul de manierat și cizelat, astfel încât să... nu se poarte urât sau să se poarte altfel. Era discuția lor, dar nici nu m-am băgat. Asta i-am zis... e bună, era discuția lor. Era vorba despre tine, Valentin. Spus să se că tu ești mărul discordiei, dacă oricum, e. Discuția asta cu Antonia este o discuție la trecut. Oricum, s-a văzut ce am făcut eu în emisiunea aceasta și ce a făcut Antonia, dacă vorbim despre declarații. Punct. Ce a făcut Antonia și ce ai făcut tu? Că vorbește numai aberații de la un cap la altul. Dacă erau aberații, de ce nu le-ai spus? Le spui pentru aici că când nu Antonia nu este de față. Ok, pentru că nu are rost să mă contrazic cu un om care nu este important pentru mine. Omul acela poate să vorbesc cât ce dorește. Tu crezi că Antonia te provoacă în anumite situații? Sau o provoacă pe Elena? Eu asta simt, că asta încearcă să facă, să citez la un moment dat, probabil, iar... După emisiunea Elena îi spica lui Valentin cum se vede întreaga situație cu Antonia. Și mă deranjează toată comparația asta, toată chestia asta, toate înțepăturile, toate astea, ți-am mai zis. Nu, involuntar mă las afectată de tot ceea ce aud. Toate momentele mele cu supărări și așa vin din, în principiu din cauza asta. Și vorbesc foarte serios. Ce pot eu să fac aici? Dar eu nu îți zic să faci ceva, ci doar ți le zic ca să mă descarc. Putem găsi, căuta o soluție amândoi, nu știu, să îi zicem să înciteze, să nu ne mai pronunțe numele, să nu mai existe nimic, nici o băgare în seamă, nici o nimic să mai aducă trecutul aici. Că nu-mi place. Și de cele mai multe ori nu le pornesc eu. A fost o scăpare odată, știi? Adică pot să trec cu vederea odată, de două ori. Dar e în mod repetat. Când e în mod repetat, consider că ai ceva cu mine sau că îți pare rău de ceea ce ai pierdut. Nu mai suport să fiu comparată, mai ales când nu-mi place comparația. Dacă vine așa și eu știu ce și cum sunt, pe mine mă doare. Și mie îmi pasă de tine, eu țin la tine. Când o să simt să zic te iubesc, o să o zic din toată inima mea. Ok, și ce bine am eu? De fapt, tot mie îmi cad supărările tale, înțelegi? Și cu nesiguranțele tale. Pentru că toate atacurile și toate lucrurile astea care sunt făcute către mine sunt poate pentru tine. S-a închis tot acolo, nu? Din partea mea? Da, nu știu cum a fost situația, cum a fost... Bine, dar ce vrei să spui că s-a închis tot din partea mea? Da, cum a fost. E ca, mă simt ca într-un fel de concurs. Concurs n-ai cu nimeni. Singurul premiu sunt eu pentru tine și tu pentru mine. Care, în momentul de față, din partea mea, zic sigur că nu pot să aspire nimeni. Și din privința ta sunt la fel de sigur. De când am intrat aici? Și când am fost cu tine, eu am fost doar pentru tine. Nu o să mă cert niciodată pe un bărbat, nu o să mă dau peste cap. Și nu mă refer la tine, eu ca femeie, nu o să mă dau peste cap pentru nimeni, nu o să mă fac de râs, dacă mă fac de râs, mă fac eu și îmi asum, că și asta e altă poveste cu asumarea. Dar nu o să decad niciodată atât de mult, din punctul meu de vedere, pentru valorile pe care le am eu ca fată. Da. Mai târziu, Elena și Antonia se intersectau într-un dialog ostil. Ai zis ceva? Am zis nu vreau să dau apă la moară la chestia asta. Păi da, nu, era o discuție de la femeie la femeie.
Matură. Nu sunt o femeie matură. Ok. Lasă, mai lipsește tot ce am. Elena, asta mai îmi lipsește acum după săptămâna pe care am avut-o. Antonia, voiam să punem la punct anumite lucruri și să nu mai rămân așa. Adică voiam să vorbim calm, exact relaxat. Ce, ce anume? Dacă știi, spune-mi ca să văd dacă asta e sau nu. Știu exact. Nu te repet că îți mai faci nicio problemă. Exact. Ba, știu exact. Pune-ți proseturi ca să văd. Dacă tu n-ai putut să mă înțelegi că am avut o săptămână de... Dar pe mine nu mă interesează săptămâna ta de... sau lunile tale de... Pe mine mă interesează să nu, să mă lași în pace. Orice ține de și noi, să ne lași în pace. Și să nu mai vorbești nici în live-uri când e vorba de... de... Asta este o atitudine de bine. Copil mic. Gata, lasă-mă, și frate. Lasă-mă, păi, uite... Nu vreau să fac materiale cu tine. Lasă. Nu vrei să faci materiale cu mine? Despre asta este vorba aici? Despre materiale sau despre a fi om? Da. Și te rog nici tu să nu mai vorbești despre mine. Fii pregătită pentru mâine. Dar de la ce a pornit? De la capricii. Ieri mi-a zis Raluca că a zis ea, iar din câte am înțeles acolo, că dacă era cu Valentin se căsătoreau, nu știu ce. Și de acolo a pornit iar comparația, toate cele. Până să zici ceva, am văzut că îți luase fața de victimă mai devreme și până să intrăm, râdeai la mine. Râdeai la mine și mi-ai zis și tu să mă pregătesc. Pentru că tu, draga mea, nu Antonia, mă iei pe mine la o conversație, vorbim. Pentru că tu nu mă pui pe mine la punct. Că îi permit eu lui Cristian, se pare că permit anumitor persoane să mă pună la punct, este pentru că acele persoane contează pentru mine. Antonia, era o discuție matură. Între noi două nu există un conflict. Între noi două nu există un conflict. Conflictul este la tine. Înțelegi? Serios? Este în creierul tău. Serios? Nu, ce? Problema serios? Relației voastre e că am cerut eu o brichetă lui Valentin, Elena, pe bune acum. Problema e și trezuiești tu și în seama, Antonia, atât. Asta de când ai venit aici, cred că ați avut peste aici. 10 conversații în care ați vorbit numai despre mine. Ok? Și ce ți-am spus acolo? Ți-am spus să încetez cu gelozia asta, că dacă vreau, cred că nu ai înțeles la ce m-am referit, că dacă vreau să am o relație cu el, puteam să am o relație cu el, puteam să ajungem și să ne căsătorim, că el mi-a spus de multe ori că vrea să ne căsătorim. Asta am spus. Să încetez cu gelozia asta față de mine. Da, deja te duci prea mult, Antonia. Trebuie să fii o femeie matură și să vorbești. Puteam să înțelegi cum pe mama ta toate problemele. Puteam să avem o prietenie. Poți să mă lași să vorbesc puțin? Înțelegi? Dar dacă tu nu ai încredere în tine și suferi de această boală care se numește gelozie, și ți-am mai spus, tu nu mai e pe mine să mă pui la punct sau să-mi ții tu mie discursul sau să mă pui cu botul pe labe. Pentru mine tu ești persoana non grata. Înțelegi? Mulțumesc. Nu contezi, nu existi. În sfârșit, păi nu să vede adevărata față așa, păi zice, treci, ești pentru mai, mine. Mai. Eu ca să am conflict cu cineva, trebuie să mă intereseze acea persoană. Mai, păi fii atent, mai dă. Fii atent, nu te interesează. Nu sunt eu. Nu, nu este problema. De multe și de tot ce spui pe lângă, că altfel nu poți să spui. Da, dar știi ceva? Dar de ce vă uitați? De ce vă ceva de adăugat, mereu are câte o remarcă și nu poate să fie o femeie matură. Femeia matură ar trebui să o arăți în această emisiune, că n-ai fost niciodată. Pe de altă parte, Antonia... Mereu, te-a luat la vorbă și n-ai putut să porți o conversație pentru că știai că ți arăți adevărata față, Antonia, care a avut o sâmbătă și care a avut un live de alarm. Valentin, stai să spun o chestie. În primul rând că nu prea e elegant să... vorbește așa despre fosta ta iubită. Până la urmă a fost iubita ta, asta nu putem să schimbăm. Pe de altă parte, Antonia, și oricum, fetele cred că se descurcă singure. Pe de altă parte, Antonia, e un pic cam mult să spui că persoana non grata, că nu există. Ba uite, există aici, fix în fața ta. Pentru mine, n-am zis că nu există. Păi pentru ea. Tine, da. Pentru mine. Și nu cred că te punea la punct dacă mergeai să discuți cu ea. Haide să vorbim afară, că... Așa ți-am zis. Nu pui pe mine la punct, niciodată în viața asta. Poți să zic și eu ceva, doamna Simona? Uh-huh. Antonia, răspunde-mă o întrebare. Nu vreau. De câte ori am vorbit eu despre relația ta? Eu de câte ori m-am dus la Cristian și l-am atins sau i-am făcut anumite gesturi sau la orice alt bărbat din casa asta? De ce? Antonia, a mai atins un alt bărbat din casa asta? Mai eu zic de ce am văzut. Păi nu, dar dacă lansez așa o chestie, poate e ceva ce n-am văzut noi. Și nu are ce să zică, ce poate să zică că ce am cerut o brichetă extraordinar. N-ai de ce să te legi acum, hai mă, ce Elena, să mă leg? Subaltă. Mă bucur afară din casa asta. Suntem filmați 24 de ani, sunt egale cu zero, nu contează.
Înțelegi? Foarte mult mă bucur că sunt oameni care se uită pe Antena Play non-stop. Nu mă interesează. Chiar dacă poate apar sau nu apar toate momentele. Lucrează la tine și am încrederea pe care o ai în tine. Eu zic să lucrați toți la voi. Elena, ți se pare că Antonia este genul de femeie care flirtează cu alți bărbați? Da, este. Și acum să te rog să-mi spui și cu cine ai simțit că ar avea așa priviri, atitudini. O să spui ce vrei eu. Vă dau un exemplu fără a fi din casă, ca să nu intru în mai multe detalii. Și sâmbătă la petrecere mi s-a părut că a fost foarte apropiată de băiatul care cânta, unul din ei, cel puțin. Eu nu aș fi avut astfel de gesturi într-o relație cu nimeni. Adică, vorbind la modul cel mai serios, dar asta sunt eu. Și orice fată de aici, dacă poate să-mi răspundă la o întrebare, cum s-ar simți sau cum ar vedea ele situația în aceeași ipostază a mea fiind? Sau cum ar reacționa? Că poate nu reacționez eu. La cine? La Ralph sau cum? La, nu, la celălalt. La celălalt. Exact. Ah, okay. E foarte atentă la mine, Elena. Nu, de când ai intrat în casă, ești universul și stelele și cerul și soarele relațiilor. Muză, crede-mă, că nu stai liniștită. Ești exemplu de așa nu pentru mine. Ce-ai demonstrat în emisiunea asta? Dar ce trebuia să demonstrezi? Dar ce-ai demonstrat tu? Ce-am demonstrat eu? Dar ce-ai demonstrat tu? Că pot să fac un om care mi iubește să iubească și că obțin tot ce vreau. Da? Și de ce ai fost eliminat? Ai ieșit afară, oamenii te-au dat afară. Că ai avut simptomele din cauza lui Albert. Nu, sunt... Tot ce a fost pe internet scris, așa a fost. Îți spun eu sincer că te cunosc pe mine. O să aflați voi după emisiune de ce am fost eliminat. Îți spun eu sincer că eu te cunosc pe mine. Nu știu, ce cu Albert? Când a intrat în relație cu Ionela, de-aia au fost simptomele la Antonia. A, supărarea da, și eu că pe mine nu m-a interesat acel lucru, pentru că pe mine nu mă interesează persoana ei. N-are și nu am... Ei, dar ai analizat și tu. Ai analizat-o, ai observat-o și tu. Pentru că mai mult decât sunt aici. Și alea au fost, pentru că acele simptome au fost și cu mine, când trecea Cristian prin preajmă și când de multe ori am acoperit-o că îi plăcea de Cristian. Da, este adevărat. Știi de ce, Elena, știi de ce am spus când a intrat în casă? Știi de ce am spus că Valentin are suflet bun? Vrei să spun motivul? Pentru că el... Din ultima noastră săptămână de relație, el m-a întrebat într-un mod foarte subtil dacă mie îmi place Cristian. Și eu i-am confirmat și i-am dat de înțeles că nu vreau să se știe lucrul ăsta. Și el a vrut să continue relația cu mine știind că mie îmi place de Cristian. Unul la mână. Lasă-mă să termin ce am de zis. Auzi, Antonia, da, stai puțin. În ce moment ai fost la un pas să-i spui lui Valentin că îl iubești? Uh-huh. Sau Valentin. Deci amândoi am avut o chestie, dar nu s-a întâmplat pentru că nu am simțit nimic. La aniversare? Poate eram prieteni. Asta, că nu e vorba de asta. Păi asumă-ți, asta înseamnă să fii o femeie matură. Asumă-ți tu, că iar orice fete astea mai vorbe pe care vrei să mi le arunci mie, de fapt. Crezi că eu nu-mi dau seama? Spune ce nu mi-asum eu. Crezi că eu nu-mi dau seama? Adică el te place în continuare? Valentin te place în continuare? Da, Simona, dar când vorbește cu ea, când le au conversațiile la date-uri, la toate chestii, îți spune lucruri pe deci care le aruncă spre mine, de fapt. Deci ești atentă și tu de altfel. Lasă că ești tu atentă. Ești cum atentă. Să nu fiu atentă dacă se arată materiale și mă uit la televizorul ăla? Cum să nu fiu atentă? Antonia, că dacă vorbim, iar uiți ce-i